Bună ziua, doamnelor și domnilor! Demarăm astăzi un nou proiect de educație financiară în parteneriat cu BCR, care ne va ajuta să vă ajutăm pe dumneavoastră, de fapt, să înțelegeți sau să facem pasul mai departe de la economisire. Un lucru bun care ni se tot întâmplă de un an de zile, de când a început, sau poate singurul lucru bun care ni se întâmplă de când a început pandemia, la, cum spuneam, pasul următor, ceea ce se numește economisire inteligentă sau, dacă vreți așa, o investiție, modul în care ne calculăm riscurile, astfel încât cel puțin să salvăm banii, dacă nu cumva să-i facem chiar și să se înmulțească într-un ritm mai mare decât ne pot ajuta dobânzile în această perioadă în care știm cu toți ele sunt foarte mici și probabil vor rămâne acolo o perioadă de timp. Alături de mine este astăzi doamna Laura Hexan de la BCR Capital Markets. Bună ziua, Laura! Bine ai venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Hai să vorbim puțin, te rog, despre filozofia investiției. Adică, voi spuneți, este esențial să investești. De ce este normal pentru omul modern să investească? Care sunt așa marile dezavantaje dacă nu investești, de exemplu? Zice că dacă nu investim, undeva ne condamnăm la sărăcie. A investi înseamnă, într-un final, a munci mai puțin și a ne bucura mai mult de viață. Ok, interesant. Da, e acum un moment bun pentru investiții? Da, e o întrebare care apare mereu, cam în orice discuție, dar răspunsul ideal este oricând este cel mai bun moment să investești și mereu este momentul perfect să investești. Deja... Așa, spune, continuă. Da, istoria ne arată că volatilitatea pe termen scurt este complet irelevantă și singurele lucruri care contează cu adevărat pe termen lung este să investești într-un portofoliu diversificat, să rămâi investit și să continui să investești indiferent de context economic. Pentru că pe termen lung toate investițiile analizate au arătat trenduri crescătoare. Hai să facem un pas mai departe și să explicăm ascultătorilor noștri care este diferența dintre un depozit bancar și cumpărarea unei unități sau unor unități de fond la un fond de investiții. A zice că o primă diferență este cea de statut. Atunci când cumpărăm un depozit bancar, suntem banca este investitorul. Banca este cea care ia banii de la deponent și decide să investească în economia reală împrumutând bani sau cumpărând active. Atunci când cumpărăm un fond, noi suntem investitori. Noi suntem cei care decidem să cumpărăm business-uri atunci când cumpărăm fonduri de acțiuni sau să împrumutăm bani atunci când cumpărăm fonduri de obligațiuni. Deci, în esență, noi suntem cei care investim în economia reală și, evident, evoluăm odată cu ea. Deci, dacă ar fi să fac un rezumat a ceea ce ai spus, diferența dintre un depozit și cumpărarea unei unități de fond este libertatea de decizie. Corect. Și ar mai fi un criteriu, aș spune, esențial, este și modul în care noi ne poziționăm față de viața noastră financiară. Când cumpărăm un depozit, avem o atitudine pasivă. Avem o atitudine pasivă similară cu ținutul banilor la ciorap. Atunci când decidem să investim într-un fond, deja avem o atitudine activă, suntem în control al vieții noastre financiare și mergem și ne aventurăm în ce se întâmplă în jurul nostru, în economia reală, la fel cum am spus, achiziționând bunuri, business-uri sau împrumutând bani. De câți bani e nevoie pentru a face o investiție? Deci pentru a face acest pas de la depozitul bancar la o investiție propriu-zisă? Studiile de piață ne arată că există o preconcepție cum că este nevoie de foarte mulți bani pentru a face o investiție. Frumusețea timpurilor în care trăim este că avem nevoie de puțin bani pentru a deveni un investitor. Astfel, 100 de lei te poate face investitor.
Cu aproape 200 de lei poți să cumperi un portofoliu care îți dă expunere la peste 30 și ceva de acțiuni de prestigiu din piața locală. Deci a zice că pasul este unul mic, dar este un pas mare în evoluția ta ca persoană, decizia de a deveni investitor. Chiar și cu 100 de lei? Chiar și cu 100 de lei. Chiar și cu 100 de lei, ținând cont că investești într-un portofoliu diversificat, adică portofoliul la care te expui cu 100 de lei are în interior 10 de instrumente financiare. Și unde ajung acești bani, suta mea de lei? Unde ajunge? Cum funcționează suta mecanismul? Suta de lei, da, banii unui investitor împreună cu banii altor investitori se pun la comun și din acești bani se cumpără un coș de instrumente financiare. Coș pe care fiecare investitor în parte nu și l-ar putea permite dacă ar fi să-l cumpere individual. Pe parcursul deținerii acestui coș de investiții, investițiile din interiorul coșului încep să genereze venituri, fie din dobânzi, cupoane, dividende sau aprecieri ale activelor cumpărate. Toate aceste câștiguri sau potențialele pierderi sunt distribuite în totalitate investitorului. Investitorul la rândul lui angajează un profesionist să se ocupe de acest coș de instrumente financiare. Profesionist care se numește administrator de fond, el ia deciziile investiționale și pentru tot acest serviciu investitorul plătește administratorul de fond un fee anual. Ok, ai explicat de fapt mecanismul de plasament, dar concret, de unde vine profitul ăla care se împarte, randamentul pe unitatea de fond, cum îi spuneți voi? Este un cumul al veniturilor generate din instrumentele deținute. Instrumentele respective, dacă sunt obligațiuni, ai venituri din cupoane. Dacă sunt acțiuni, ai venituri din dividende sau, în caz că se apreciază prețul acțiunii respective, aprecierea respectivă este cuprinsă în prețul unității de fond. Dacă e vândută acțiunea sau doar din creșterea ei? Pe parcursul deținerii portofoliului, portofoliul este un portofoliu dinamic. Administratorul de fond cumpără și vinde instrumente după cum consideră potrivit. Astfel încât tu poți să ai în interior niște câștiguri realizate, dar unele doar potențiale. Și cele potențiale ți le concretizezi atunci când ieși din investiție. Cu toate că ieșitul din investiție trebuie să fie o decizie foarte bine asumată, pentru că investițiile presupun un orizont de timp lung, tocmai ca să acorzi investiției timp să aducă randamentele dorite. Ok, ajungem și acolo. Ajungem și acolo, dar înainte de asta aș vrea să sesizez ceva și să te provoc să explici. Ai spus că atunci când depun banii la bancă, banca este cea care investește, pe când atunci când aleg un fond de investiții, eu sunt cel care alege. Pe de altă parte, spui ok, administratorul este un profesionist care el decide când să vândă și când să cumpără. Hai, explicăm lucrul ăsta, adică eu totuși trebuie să am și o opțiune, nu? În alegerea planului de investiții, presupun. Bineînțeles, administratorul de fond cumpără și vinde instrumente pe baza unui acord de investiții setat inițial între investitor și administratorul de fond. Deci, deși el își folosește cunoștințele necesare și resursele pe care le are la dispoziție să ia deciziile cele mai potrivite de investire, nu o face independent de dorința investitorului. Și atunci când investești într-un fond, fondul respectiv are o politică de investire la care tu, când investești, aderi. Te cazi de acord cu ea, dacă dorești. Dacă nu, cauți un alt fond. Fie cumperi business-uri, și asta înseamnă că începi să cumperi acțiuni, și când vorbim de fonduri, vorbim de fonduri care investesc într-un coș de acțiuni, sau fie decizi să-ți dai banii împrumut și în lumea investițiilor, așa se numesc obligațiuni și investești într-un fond de obligațiuni. Dacă decizi că apetitul tău de risc este mult mai potrivit unei expuneri pe acțiuni, cumperi un fond de acțiuni. Dacă decizi că apetitul tău de risc este mult mai corelat
cu zona de obligațiuni, cumperi fondul de obligațiuni. Nu poți să le combin? Da. Bineînțeles, ajungeam și acolo. Universul este foarte larg, fie ai un fond care este foarte specializat pe o anumită clasă de active, fie ai un fond care are un mix de clase de active. Fondurile pot să te expune pe zone geografice, fondurile te pot expune pe industrii diferite. Deci, universul este extrem de larg. Ideal este să începi să te cunoști cine ești tu ca persoană și care este orizontul tău de timp, care este apetitul tău la risc și să setezi niște dorințe de randament realiste. Pentru că de cele mai multe ori ne place să avem ce e mai bun din orice mix ne este oferit. Dar în esență, randamentele sunt pe măsura volatilității pe care tu o trăiești odată investit. Și atunci, cu cât volatilitatea prețului este mai mare, cu atât potențialul de randament este mai mare. Bă, ok, dar de exemplu, dacă scade bursa, că văd și eu la știri, nu? Scade bursa. Pot să îmi retrag banii? Sau care sunt garanțiile că nu pierd investiția? Bineînțeles că poți să-ți retragi banii. Instrumentele astea sunt niște instrumente extrem de lichide. Ai acces la banii tăi în câteva zile. Cu toate astea, retragerea unei investiții în momente volatile s-a dovedit în istorie a nu fi cea mai inspirată alegere. Și faptul că rămâi investit și alegi să treci prin volatilitatea asta s-a dovedit în timp să fie o alegere mult mai câștigătoare pe termen lung. Nu pot să vând acțiunile când sunt sus sau fondul de acțiuni când sunt sus și să-l cumpăr din nou când e jos? Sigur că putem să visăm la lumea asta ideală, dar pentru că tot istoria ne arată că nu se poate, nu reușesc să o facă nici profesioniștii în cele mai perfecte momente. Tot industria, pentru clientul care își dorește să fie mereu în poziția cea mai oportună, a dezvoltat o soluție de investire în care tu investești aceeași sumă de bani în fiecare lună la o dată prestabilită. Suma asta fiind egală în fiecare lună, îți garantează că atunci când investiția ta este scumpă, cumperi puțin din ea. Când este ieftină, cumperi mult. Ca tare, da, poți să ai o oarecare garanție că ești mereu în momentul oportun atunci când te raportezi la investiția pe care o faci. Dă-mi un exemplu ca să înțeleg cum funcționează lucrurile. Această soluție în BCR se numește Capital Plan. Capital Plan-ul, în esență, te ajută să respecti ecuația ideală a investițiilor, cea de a investi pe termen lung, în mod repetat și diversificat, într-un mod foarte fidel. Astfel, poți alege dintr-o gamă foarte largă de fonduri și vorbesc aici de peste 30-40 de fonduri locale și internaționale, în care poți investi lunar acea sumă de bani într-un mod automatizat. Îți ia nu mai mult de un minut să setezi această recurență și odată setată, în fiecare lună, lucrurile se întâmplă pentru tine și tu poți să stai liniștit că investiția va funcționa și îți va genera banii care pe termen lung îți vor putea aduce prosperitate. Deci setez ceva pe contul meu de salariu, de exemplu, și o sumă anuală se duce automat către un tip de investiție? Vrei să intri un pic în detalii? Da. Poate când ne gândim la investiții, ne gândim la ceva complicat, dar lucrurile sunt foarte simple. Exact cum pentru un cont curent ajungem să semnăm o convenție, la fel avem nevoie de un contract de investiții atunci când vrem să devenim investitori. Este o chestie pe care o faci o singură dată și după aceea poți să-ți alegi orice investiție dorești și modul în care vrei să investești, independent de momentul de start. Deci trebuie să treci prin contractul respectiv, prin deschiderea de contract, durează în jur de 3 minute, probabil discuția pe care o vei avea cu noi va dura mai mult doar pentru
a ne cunoaște mai bine. Da. Da? Și de acolo a deveni un investitor lunar, cum am spus, durează un minut. Minut care chiar poate face diferența, pentru că opțiunile pe care le ai, dacă ne uităm la ultimul an, au adus randamente de peste 30%, ca să nu vorbesc de 50%, adică să rămân pe o zonă din asta mai conservatoare. În rest, ca orice altceva în viață, garanțiile nu vin așa de la sine. Ce este garantat este ce s-a întâmplat în istorie și istoria ne garantează că un portofoliu diversificat este mult mai puțin rănit de volatilitatea piețelor, că investiția pe termen lung și lung, când vorbesc, mă raportez la 15-20 de ani, a adus mereu randamente anuale pozitive investitorilor în medie, că acțiunile, spre deosebire de obligațiuni, pot cu adevărat să-ți aducă randamente net superioare. Și aici vorbesc de piața americană, care a dat randamente de 10%, comparativ cu obligațiunile care sunt undeva în jur de 3-4%, iar în comparație cu depozitele, obligațiunile și ele dau randamente net superioare. Ca atare, dorința asta noastră sau confortul cu care suntem obișnuiți atunci când ne raportăm la depozite, ajunge să-l plătim extrem de scump, doar pentru că nu ne expunem la cealaltă latură a finanțelor noastre. Eu am zis că am 100 de lei, dar s-ar putea să am mai mulți bani. De-aia apare inevitabil această întrebare. De ce să cumpăr unități de fond în loc să cumpăr eu direct acțiuni, obligațiuni, ce mai întrece mie prin cap? Păi, acțiunile, de fapt, investițiile pot părea o chestie complicată, dar în esență lucrurile sunt foarte simple. Ca în viață, orice lucru este mult mai bine gestionat de un profesionist. Un profesionist care are timpul necesar, cunoștințele și resursele să se dedice activității. E clar că dacă ne-am încăpățânat la maxim, probabil la un moment dat am putea învăța să pilotăm un avion și să zburăm de aici la Viena. Pe de altă parte, marea majoritate dintre noi vom alege să plătim un profesionist care să ne ducă acolo. Deci, da, orice este posibil în viață, dar cu un anumit cost, cu timp pe care probabil nu-l avem. Și de ce n-am vrea să lăsăm asta în mâinile unui profesionist, iar noi să dormim liniștiți și să ne bucurăm de timpul liber? Promit să fiu foarte atent data viitoare când zbor la Viena, să fiu foarte atent la cum conduce pilotul, ca să văd dacă pot învăța și eu. Mulțumesc, Laura, doamnelor și domnilor, de acum în fiecare săptămână vom avea acest dialog în care vom păși treptat împreună în detalii legate de modul în care dumneavoastră vă puteți administra mai profitabil, cel puțin decât un depozit bancar, mai profitabil economiile pe care le-ați făcut în ultimul an sau poate cine știe în ultimii ani. Vă mulțumesc! De vorbă cu experții despre viitorul tău financiar. Un proiect Europa FM susținut de BCR. Alege să-ți construiești planul potrivit pentru visurile tale. Alege Capital Plan de la BCR. Investești lunar pentru un obiectiv pe termen lung, puțin câte puțin. Investești inteligent în viitorul tău. Află mai multe pe bcr.ro.